CSM Ploiești are parte de un debut infernal pe teren propriu în 2015. Primul meci oficial în sala Olimpia din acest an va fi împotriva liderului la zi al Ligii Naționale. Ploieștiul va înfrunta duminică seară pe HCM Baia Mare la oră neobișnuită, mai ales pentru Șuțca și celelalte fete. Meciul va fi televizat și din această cauză se dispută la orele serii. CSM Ploiești a început bine partidele cu puncte, fiind la un pas să furnizeze surpriza pe terenul vicecampioanei Corona Brașov. N-a fost să fie însă, handbalistele antrenate de Goran Curteș vor încerca să dea lovitura în această etapă. Băimărencele au câteva absențe, cum ar fi Ada Nechita, Melinda Geiger sau Luciana Marin, însă nume ca Paula Ungureanu, norvegianca Camila Herem și brazilianca Dona Cimentu țin capul de afiș la orice meci de handbal. Oaspetele văd acest meci ca pe un test util, dar spun că Ploieștiul este un adversar incomod, mai ales după confruntarea de la Brașov. În partida tur, CSM Ploiești a pierdut la 10 goluri diferență, însă mâine seară își doresc un randament de nota 10, iar asta înseamnă probleme pentru HCM. CSM Ploiești ocupă locul 7 cu 18 puncte în ierarhia campionatului condus la acest moment de Baia Mare, posesoara a 39 de puncte.